Hello, hello, beautiful people! Bine v-am regăsit la un nou vlog! Astăzi vreau să vă arăt cum am decorat biroul pentru Crăciun. După cum vedeți, arată senzațional, am pus cutii peste tot, am aruncat gunoaie pe unde am apucat, hârtii împrăștiate peste tot și e de poveste. Ok, glumesc, de fapt așa arăta înainte să mă apuc de treabă, exact, ca la balamuc, dar hărnicuță ca o furnicuță, așa cum sunt eu mereu, nu mai minți, Laura, da, am strâns totul și am împodobit pentru Crăciun, așa că rămâneți cu mine dacă sunteți curioși să vedeți ce a ieșit în final, deși puteți să dați skip și să mergeți direct la final să vedeți ce a ieșit. Dar să nu faceți asta, rămâneți cu mine să mă vedeți cum sunt hărnicuța ca o furnicuță! Cu o zi înainte am pregătit niște colete cu premii instant. Am trimis toate premiile pe care le-am oferit în ultima lună, așa că era nebunie pe câmpie. M-am pus să desfac cutiile de care nu mai aveam nevoie, le pliez și le depozitez într-o cameră pentru că mereu am colete de trimis. By the way, hobby-ul meu este să destipez scotch-ul de pe cutii. Da, foarte interesant, știu, viața mea extrem de interesantă, extrem de palpitantă și ăsta e hobby-ul meu, desfac banda adezivă de pe tătie cutiile pe care le capăt. Am și o grămadă de pachete de PR primite în ultima perioadă, pe unele nici n-am apucat să le desfac, dar le-am depozitat acolo în birou. Acum împătur niște haine pe care urmează să le dau ca premii instant, sunt haine care fie nu mai îmi sunt bune, fie pur și simplu nu le mai port, dar majoritatea, din păcate, nu mai îmi sunt bune, nu mai încap în ele. Am super mare noroc cu spațiul acela de depozitare în care bag acum lucruri, pentru că practic ar fi fost un spațiu mort dacă nu puneam ușile acelea culisante, așa l-am închis și pot să țin o grămadă de chestii pentru că e super încăpător și practic am două camere la mansardă, deci am patru spații în genul ăsta în care pot să depozitez nebuniile pământului. Atunci când pregătesc coletele pe care urmează să le trimit, fac dezastru în jurul meu. Pe lângă asta au mai fost foarte multe colete de PR care au venit în ultima perioadă și s-a creat tot balamucul ăsta la mine în birou. De obicei destul de ordine. Nu sunt foarte ordonată, recunosc, dar scuza mea este că persoanele creative sunt mai împrăștiate. Nu știu ce să zic. Adevărul este că de multe ori canapeaua aceea devine spațiu de depozitare. Acolo pun pachetele de PR pe care nu am reușit să le desfac sau la care nu am filmat unboxing-ul. Acolo depun produsele recent primite la care nu am reușit să le verific ingredientele. De obicei, atunci când primesc niște produse și nu le cunosc, le verific ingredientele pe online pentru că am anumite probleme cu tenul și vreau să văd dacă se potrivesc sau nu se potrivesc cu tenul meu, dacă provoacă iritații, dacă risc să fac coșuri de la anumite ingrediente. Așadar, le pun acolo pe canapea și când am timp verific lista de ingrediente. Ne hidratăm puțin, după care o dăm înainte cu tupeu și continuăm curățenia. Am ajuns și la biroul propriu-zis. Biroul este de la Ikea, poate o să mă întrebați, așa că vă spun de pe acum. Atât măsuța de la birou cât și rafturile vin împreună, sunt un set, se montează, se prind una de cealaltă și... Da, deocamdată strâng chestiile de care nu am nevoie, lumânări și tot felul de lucrușoare, ca să pun chestii mai de iarnă. Am vrut să merg pe o tentă de albastru la birou, dar îmi este foarte greu să găsesc obiecte de decor albastre. Majoritatea pe care le-am sunt primite în pachetele de PR, sunt tot felul de nebunii din astea, mititele, cutiuțe și mai știu eu ce rame foto pe care le-am primit în pachete de PR, pentru că mi-e este, așa cum spuneam, foarte greu să găsesc în magazine chestii de decor albastre. M-am pus să fac puțină ordine și la acte, am aruncat ce nu mai am nevoie, am îndosariat actele care sunt necesare în continuare, mai ales că închei anul și nu mai am treabă cu contracte, facturi extrase de cont și nebunii de genul. Nici nu mai vreau să aud de ele. Până la anul nu mai vreau să văd, nu mai vreau să aud. Am scăpat de toate chestiile verzi, am luat și vazele alea de acolo, că nu mi se pare că-s Christmas-y deloc. Și o să urmează să pun decorațiunile, dar înainte de asta mai avem un colț în care trebuie să fac curat. Practic tot ce trebuie dus în altă cameră am pus aici lângă scară, iar acum urc și cobor scările de 11.000 de ori până reușesc să le duc pe fiecare la locul lor. Fac puțină curățenie și la biroul lui Ryan, deși e un mini birou pentru că are biroul din camera lui, la care nu-i place să lucreze. Fie lucrează aici lângă mine când îs la birou, fie la masa de bucătărie, dacă sunt la bucătărie și am treaba acolo. Am ajuns în sfârșit și la decorarea propriu-zisă. Am ținut o parte din decorațiunile albastre pentru că mi-am dorit să merg și pe albastru, să fac ceva în genul alb, maro, bej, albastru. O să vedeți că pe parcurs mai scot din ele pentru că era mult prea aglomerat, dar... da, îmi place ideea de alb, maro și albastru. Vulpea și veverița sunt achiziționate anul ăsta din Jumbo. În rest, majoritatea decorațiunilor sunt vechi. Eventual vă las în descriere și link spre clipul cu toate decorațiunile pe care le-am luat anul acesta pentru Crăciun. M-am hotărât să iau jos toate decorațiunile de deasupra și să fac un peisaj de iarnă acolo. În partea dreaptă e un calendar pentru care am pozat acum câțiva ani, dar mi este super drag și încă îl țin la birou. Apropo de calendar, femeia care mă ajută la curățenie m-a întrebat de ce țin pe birou calendar din 2016 și am zis, păi uite-te că apar eu în el. La care ea zice, da, dar unde? Și am zis, da, uite, fiți prima, aia-s eu, nici nu m-au recunoscut. O imitam pe Jackie O, pentru că trebuia să imităm niște personalități feminine emblematice și eu am ales să fiu Jackie O. Am reușit să repar și urechea veveriței, vă spuneam despre ea într-un clip trecut. Și da, am folosit o scopitoare și nici măcar nu se vede că îi ruptă, deci... a fost o chestie ingenioasă din partea mea. Oh god, I'm so smart! Pomișorul ăsta l-am de pe Vivre de acum 2 ani. Mi se pare atât de frumos. Eu ador genul ăsta de pomișori. Am unul și în living mai mare. Ăsta e un pic mai mitite și m-am gândit să-l pun aici la birou. Sincer, n-am prea fost mulțumită de cum arătau obiectele puse pe rafturi. Mi se părea un pic cam încărcate rafturile, așa că le-am tot mutat și am adăugat și am scos până le-am zăpăcit. M-am hotărât să pun și chestii din astea de styling, gen pantofi, gen scoliere, până când într-un final am fost mulțumită de ce a ieșit. Am mai pus doar niște vatelină și cam ăsta e rezultatul final. M-am ocupat puțin și de partea asta unde am raftul cu haine. Practic am luat tot ce era colorat și am mai adus niște haine albe și gri ca să fie tot în tonurile astea. Mi-ar fi plăcut să fie alb, gri și albastru, dar din păcate în afară de fusta aia de tul nu mai am nimic albastru. Mă rog, poate încă o cămașă și cam atât. Am îmbrăcat și manechinul cu fustița asta de tul. Am adăugat un plovăraș gri și am pus și un colier. Manechinul eu l-am primit acum foarte, foarte mult timp, dar cred că puteți să găsiți ceva în genul pe eBay. Mă gândesc, poate chiar și pe AliExpress. Știu că de multe ori primesc întrebări de unde este manechinul, pentru că este exact același manechin care se vede în spatele meu la filmări. Am adăugat și în zona asta câteva figurine de Crăciun, niște cadouri, dar o să vedeți în pozele de final că până la urmă m-am hotărât să schimb un pic, am mutat manechinul în altă parte și am pus acolo o măsuță. And voilà! Asta e rezultatul final. După cum se vede, diferența de la before și after e imensă. Sincer, la început am crezut că nu o să iasă ok, m-am gândit că o să fie prea aglomerat, dar în final sunt atât de încântată de cum arată. Îmi este mai mare dragul să urc la birou și să lucrez în birou. Sunt super, super mulțumită de ce a ieșit. Îmi place foarte mult albastrul pe care l-am folosit, parcă mă liniștește, dar în același timp îmi dă și energie. Nu știu, e un sentiment super plăcut când urc în birou și văd tot decorul ăsta de de poveste, zic eu. Sper să vă placă și vouă, dacă da, vă rog din suflet să dați un like, nu uitați nici de concursuri. Mâine voi face și extragerea, o voi face live pe Insta de la ora 20, așadar mai aveți doar astăzi și mâine să vă înscrieți. Puteți să câștigați un voucher de cumpărături în valoare de 1200 de lei la Zara sau la Sephora sau puteți să câștigați o cutie cu cosmetice în valoare de 2400 de lei. Îs două concursuri tare drăguțe. Chiar acum apar pe ecran două clipuri în care vă și dau detaliile legate de aceste două concursuri. Eu sper că o să vă înscrieți și vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă îmbrățișez, vă pupicesc și ne vedem în curând!